Cred că noi am greșit undeva. Da. Vremea este de primăvară, așa cum am anunțat de săptămâna trecută. Ramona are mai multe detalii. Neața. Bună dimineața, dragilor! Chiar dacă este mai rece decât săptămâna trecută, avem vreme caldă pentru luna martie. Apar norori în partea de vest, centrală și de nord, mai ales după amiază, iar în unele zone noaptea va aduce ploi, fenomene izolate, prezente mai ales la munte. Vântul este foarte prezent în majoritatea zonelor țării. Intensificări remarcabile vom întâlni mai ales la munte. Tot la munte izolat, precipitațiile vor fi prezente și sub formă de ninsoare slabă. Mergem în zona Maramureșului, unde avem temperaturi mai scăzute și un cer variabil. Undeva la 10 grade avem în Baia Mare și 11 grade la Satu Mare. În Crișana vom avea un cer acoperit de nori și maxime cuprinse între 10 și 11 grade. Bănățenii încep săptămâna cu ploi pe tot teritoriul. Vom înregistra astăzi undeva la 10-9 grade pe la Reșița. În deploi vom avea parte astăzi și în Oltenia. Ziua de astăzi aduce undeva la 13 grade maxima, chiar 14 la Râmnicu-Vâlcea. În zona centrală, vorbim despre Transilvania, avem o vreme variată, cu nori și ploi în sud-vest și un cer mult mai senin în restul teritoriului. Temperaturi maxime de 7, maxim 12 grade la Sfântul Gheorghe, Brașov și la Alba Iulia. Zona Moldovei va avea astăzi un cer variabil și temperaturi cuprinse între 12 și 18 grade maxime. Un vânt mai puternic va sufla peste Dobrogea, o zonă cu temperaturi mai mari decât cele normale la această dată. Cu un cer parțial acoperit, astăzi înregistrăm undeva la 18 grade maximele. În Muntenia avem parte de un cer variabil în mare parte. Temperaturile zilei sunt undeva la 14-19 grade maxime pe la Călăraș. În București vom avea parte de soare, dar și de cer acoperit astăzi. Acum avem un pic de soare. De dimineață înregistrăm 5 grade în termometre, iar maxima va ajunge astăzi la 19 grade. De remarcat este faptul că vremea este blândă cu noi, având în vedere luna martie. Avem o primăvară frumoasă, să ne bucurăm de ea. Răzvan? Răzvan? Da. Marian? Unde mi-e telefonul? Ce râzi de mine, da, Răzvan? Ești în emisie. Răzvan, Alminte nu poți intra. Alminte nu putem intra direct. Spune-mi ce am greșit, că am așa sunat. Răzvan, spune-mi ce am greșit. Ca să spun cine ești. Da. Mulțumim, Ramona. Sănătate.